Municipalitatea intenționează înființarea unei noi căi de acces către aeroportul internațional Iași în vederea preluării traficului de la terminalul T4 și dirijarea acestuia către alte puncte de interes din Iași și zona metropolitană. Traseul propus pornește din strada Aurel Vlaicu, urmează traseul străzii Holboca pe o lungime de 165 de metri, strada aeroportului, drumul de exploatare adiacent aeroportului și aerostar aviația utilitară și se încheie în drumul județean DG 249I, drumul aeroportului utilizat în prezent ca și cale principală de acces. În cadrul investiției este studiat traseul cuprins între intersecția cu strada Aurel Vlaicu până la limita străzii aeroportului. În prezent sunt în curs de derulare demersurile de preluare în proprietatea terenului aferent drumului de exploatare adiacent aeroportului și aerostar aviația utilitară, urmând ca acest traseu să facă obiectul unei a doua etape de modernizare a străzii aeroportului.